Duh Sfânt și prea curate Mântuitorule, care cu purtarea ta de grijă, cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit să trec săptămâna întărit în credință și în nădejde. Dăruiește-mi somn cu pace și fără mâhnire și fă ca lumina ta, cea ocrotitoare și plină de iubire, să vegheze asupra mea și a aproapelui meu în această noapte. În numele Domnului meu, Iisus Hristos, Dumnezeu cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Sfinte Pătimitorule, Cel ce ai fost rănit și osândit pentru păcatele și fără de legile noastre, prea milostive și mult îndurate Mântuitorule, Cel ce ai lăsat cerurile și te-ai apropiat de lumea păcătoasă și ai primit apoi pe dumnezeieștii tăi umeri neputințele și durerile noastre, primește, prea bunule, ruga mea și păcatele mele nu le pomeni. Și tot așa cum ai înnoit prin sângele tău firea noastră cea căzută, înnoiește-mă și pe mine, Doamne, căci mă găsesc cu greutatea păcatelor, apăsând pe sufletul meu cel slăbit. Primește, prea bunule Doamne, ruga mea smerită și păcatele mele nu le pomeni. Mângâie-mi inima cu bucuria desăvârșitei tale iertări și curățește-mă cu harul tău cel dumnezeiesc de toate nedreptățile și fără de legile vieții mele. Primește, prea bunule Doamne, ruga mea smerită și păcatele mele nu le pomeni. Și chiar de ți-am greșit în multe rânduri, de tine niciodată nu m-am lepădat, nici nu mi-am ridicat mâinile spre Dumnezeu străin. Și numai ție mă rog acum, Doamne, pe tine te binecuvântez și ție mă închin, cerându-ți milă și iertare. Primește, prea bunule Doamne, ruga mea smerită și păcatele mele nu le pomeni. Cel ce ai primit pe cel venit în ceas de noapte și deopotrivă l-ai făcut cu cei ce au purtat osteneala întregii zile, așa primește-mă, Doamne, și pe mine, acum, și iartă-mi zilele irosite și toată vremea în care zadarnic am căutat fericire în cele lumești. Primește, prea bunule Doamne, ruga mea smerită și păcatele mele nu le pomeni. Amin. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți, din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!